Asta s-a lucrat mult la ea. Iată. Bănuiești despre ce e vorba, nu? Mă bucur că am făcut parte și eu din proiectul ăsta. Să stăpânești sănătos, fără incidente. Salutare tuturor și bine v-am găsit în atelierul Mașină Îngrijită. Astăzi, în atelierul nostru, a ajuns acest frumos exemplar Mercedes S500, care va beneficia de un detailing exterior. Mașina are o vopsea originală, veche de aproximativ 40 de ani, deci va fi o lucrare destul de dificilă. După o spălare în detaliu, primul pas foarte important în detailing va fi decontaminarea caroseriei. La procesul de spălare am folosit Ironout, o decontaminare chimică, dar nu a fost de ajuns, caroseria fiind foarte afectată. Și vom trece la următoarea procedură, cea de decontaminare mecanică, cu argilă și cu lubrifiant. După decontaminarea caroseriei, vom trece la primul procedeu de polish, mai corect spus, corecție lac. Voi face mai întâi niște teste pentru a găsi combinația ideală între pad și pastă. Voi folosi o rotativă cu o microfibră și pasta mea preferată, Angel Wax Resurrection. În sfârșit, după foarte multe ore de muncă, am reușit să redăm strălucirea lacului. A fost o surpriză și pentru noi dificultatea lucrării, ținând cont că lacul a fost original. Acum vom degresa foarte bine caroseria, ca ulterior să aplicăm protecția ceramică. Și să terminăm cu brio și această lucrare, iar nota ne va fi dată de viitorul proprietar, un tânăr șofer ce o va primi cadou chiar de ziua lui. Așteptăm cu nerăbdare ziua de mâine pentru a-i putea preda mașina și a vedea reacția lui. Yeah, he
you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. Ia de ce ne pregătim aici? După o lună jumate urmează momentul mult așteptat. Asta intră în lucru. Și asta iese din lucru. Asta s-a lucrat mult la ea. Iată. Bă, nu ești despre ce-i vorba, nu? Complicii roșii. Adi ceva, el e primul. Colegii tăi de acum, care, dacă tot ești pasionat de... Da. Mă bucur că am făcut parte și eu din proiectul ăsta, să stăpânești sănătos, fără incidente. Dă-i ok. Te așteptai? N-avem nicio gară, dar de acasă n-am, nu. N-am cuvinte, nu există, n-am. Tocmai ce-mi spunea tata, că n-avem cum să o luăm, că mama nu știu ce, că...